Costi, nu ești un locuitor de piese, nu? Dar ce ești? Viitor mecanic. Zi-mă tu. Viitor mecanic. Așa, văzut. Poc, poc. Să pun o diagnoză. Poc, poc luminos. Păi, ținând cont că mașina a venit așa, ar fi bine înainte să ne apucăm de lucrare să știm care e treaba. Așa. Întâi facem diagnoză și după aia le dau feste. Uite, nu are și o mașină puternică. Mm. 125 de kW. Care înseamnă 170 de cai? E bine. Aproximativ. Dar oricum se simt mai mult, părerea mea. Ce am condus eu în mințele ei, una, se simte care mai mult. Când bași cu un felier, unul, doi, e clar. Air liquid. Asta de aici, asta ne mănâncă nouă viața. Suflet. Air liquid? Asta, da. Intake system, pierdere pe partea de admisie, poate să fie de la o garnitură de la galeria de admisie până la simeringul de la vibrochen de pe partea asta cu volan. E bine. Ca să se rezolve toate treaba. Trebuie să verificate toate șmecheriile, toate electrovalvele, tot. Asta e vesită. Asta deci, are N75. Nu știu dacă e chiar N75, dacă așa se numește, dar e comandă la turbo. Se duce direct aici la actuator, în spate. Dar ca să rezolvăm cu pierderea aia de aer, e greu. Adică se face, dar trebuie desfăcut mult. Și luate prin eliminare, ușor. Adică poate să fie la unul din furtunașele astea pe aici, pe la orice chestie asta, să fie, să nu etanșeze ceva cum trebuie și de aceeași eroare. Asta vezi în spate, furtunurile astea, tot. Și dacă e contactul pus. Și dacă astea toate sunt ok, de galeria jos, dacă și acolo e tot ok, o-ringuri, injectoare, tot, garnituri, merge către cutie. Se dă cutia jos, smeringul de la vibrochen în spatele volantei. Chiar dacă nu curge ulei, de acolo trebuie să facă un vid și dacă nu se formează, e eroare. Cum? Lasă. E negru. Dacă băiatul vrea să facă distribuția pentru mersul prost, nu o să se rezolve. Adică astea cu combustion și așa e posibil să le rezolvăm, dar intake system-ul și nu o să rezolvăm. Sincer, nu știu detaliile, te-aș ruga să duci un pic până la Iulica. Să cer telefonul sau poți să faci o... Da, poți să faci o poză ca să ai astea sus și să vorbești ori cu omul, ori să vorbească Iulica, oricum vreți voi, ca să știm dacă el are în minte că rezolvă cu distribuția astea sau că vreți să facă distribuția din alte motive. Golful 6 GTI la care am desfăcut eu galeria și așa, a venit cu distribuția făcută, dar este cineva că dacă face distribuția, merge mai mult. Aha. A făcut distribuția, nu degeaba, că aveau un număr de kilometri, dar nu era prioritar. Că am înțeles. Putea să, cu banii de distribuție, se rezolve mersul prost și după aia să facă distribuția când era cazul. Dacă mașina nu face nimic dimineața și așa, n-are sens să mai distribuie. Să vorbesc cu cum? Deci, am vorbit cu clientul la telefon. Știe de toate problemele pe care le are, de toate erorile. Distribuția zornei dimineața, deci clientul a hotărât să facă distribuția, noi n-am auzit-o, dar dacă se aude, o facem. Oricum, la o anumită vârstă nu putem să zicem că facem degeaba, adică oricum mașina are o vârstă și un număr de kilometri. Am vorbit cu el, a zis că știe de eroarea pe clapete, pe poziția clapetelor și o să schimbe senzorul. Și cu pierderea de aer a zis că o să meargă la cineva care face doar TSI și TFSI. Noi nu am putea să rezolvăm, dar ar dura mai mult și nu avem clapeta asta pe stoc, de exemplu. Adică nu putem să probăm dacă e clapeta sau nu. Cineva care face chestia asta zi de zi are o clapetă, are o electrovalvă, are un supap, are chestie. Le încearcă pe toate cu unele STH ca să nu punem să cumpere toate chestiile noi până ajungem la probleme. Și așa o să fie mult așa. Deci el a hotărât să o ducă, noi am recomandat să meargă la cineva care face și se rezolvă imediat după ce mașina pleacă de aici. Adică am vorbit cu el, a zis, da, face distribuție și când pleacă de aici, se duce direct la cineva să rezolvă cu pierderea de aer pe adiunct. Continuăm cu distribuția. Ok, perfect. Deci omul era setat, facem distribuția. Da, este ca de dimineața.
client că dacă el crede că merge prost din cauza lichidității, că nu are nicio legătură, știe de unde merge prost, vrea să facă lichidația uh-huh. de dimineață. Deci e tot cu ochiul. Țiplă. Cred că o să se numească clipul de azi examen. Dar faza e că nu o să ai numai tu examen. Adică nu o să aibă numai poți examen, nu o să ai și tu examen. Poți? Păi eu ce examen? Ce? Eu ce examen? Păi dar și tu ai examen, că nu funcționează. Costi, nu știu care s-a spart cu planul pentru azi, s-a spart cineva pe-un serviciu, ai și pe examen și ăsta are examen, dar tu de ce nu crezi că ai examen? Am examen și trebuie să nu știu de fiți făcut. Și cum? Asta nu e o responsabilitate? Da. Păi e o responsabilitate, la sfârșit, mașina trebuie să meargă țiplă. Acum chiar voiam să aduc în discuție și o chestie care se întâmplă destul de des. Salut băieți, am și eu de făcut așa o distribuție și aș vrea să lucreze dacă se poate, bădic. Astea sunt foarte complicate de multe ori, pentru că sunt multe lucrări programate. E super greu, dacă la un moment dat vin trei mașini odată, trebuie să-l băgăm pe bălică, la copiator, la mama. Aducem drujbă, câte bucăți? Îl facem în două, dacă e. Păi da, dar o să lucreze. O să lucreze cam complicat. De asta e foarte important să înțelegeți că după ce pleacă orice mașină de la noi, noi ne asumăm o garanție. Că a lucrat Costi, că a lucrat Alin, că a lucrat Vălică, că a lucrat Dani, că a lucrat oricine, mașina vine la Costa d'Est și pleacă de la Costa d'Est. Deci nu are nicio relevanță. Cine o face, că este aceeași garanție asigurată. Așa că astăzi ne asumăm că va face mașina asta doar Costi, tu ai voie doar să-l verifici. Bineînțeles, totul trebuie să fie țiplă, deci nu se pune problema. La câte distribuții a fost Costi lângă tine de genul ăsta? Cel puțin 3. Cel puțin 3? Cel puțin 3. Costi, după 3, consider că ar trebui să ai ceva în minte legat de mașina asta? Da. O să ai nevoie de ajutor, o să pot să-l ajut eu pe spune. Da, dar minim aș dori să fie ajutorul. Dacă vrei, eu mă par cineva să-l ajut. Nu, ideea e că vreau să fie ajutorul minim. La sfârșit de zi, vreau să-mi spui tu, super sincer, deci nu să fie gen da, mă, Costi, s-a descurcat bine. Deci nu vreau să fie genul ăsta. Vreau să-mi zici sincer dacă după 3 distribuții, deci nu e nicio chestie de ascuns nici față de Costi, nici față de mine, nici față de nimeni, dacă ți se pare că s-a descurcat ok, ținând cum că a fost la 3 distribuții lângă tine și dacă i-au rămas suficiente, da, să-i dăm bice. Tu nu te pregăti? Tu du-te și schimbă-te... Vreau să-mi iau un scaun? Du-te și schimbă-te blugii astea și... Da, nu-mi convine. Hai, Costi, apucă-te de ce știi că e de făcut. Pasul 1. Pentru asta. Okay. Pentru că toată partea asta de aici o să trebuiască să o dăm la o parte. Apoi asta și asta. Aici toată partea asta o să o dăm la o parte. Toată partea asta de aici o să dăm la o parte. Deci astea doar trebuie să dispară și furtunile să le tragem undeva în spate. Ca să putem să desfacem tot ce e aici pentru cilindru 1, okay. Pentru ceas. Am pus. Suflăm un pic. Suflăm, dar suflăm după ce astupăm asta de aici, asta de aici, asta de aici, logic, asta de aici, logic. Asta de aici, aia mică de aici, din spate.
E vată în nas. O să mai iau. Baie reetanșată. Pentru reetanșare baie o să trebuiască de făcut o evacuare. Cam atât. Ideea e în felul următor. De? Asta e pompa de apă, cu tot, tot ansamblu de aici. Asta e compresorul. Asta e întinzătorul. El e acționat prin curea. Dar nu e acționat în permanență. Adică, uite, acum, de exemplu, pompa de apă se învârte. În momentul în care primește impuls electric, ca și compresorul, acționează, adică îl împinge și învârte cu totul. Adică pompa de apă o să învârtă și compresorul. Pompa de apă trebuie scoasă la modelul trecut, nu știu că am zis sau n-am zis, că o schimbăm doar când curge. Dar de dat jos tot trebuie să o dăm ca să putem să desfacem șuruburile de la capac. Pentru că n-aveam acces. Trebuie să dăm pompa fizic afară și o montăm la loc. Dacă dau suportul jos, am mai mult loc. Și ca să dau suportul jos, eu nu pot să pun capru, că am băiatat jos. Să iau transversa aia și să leg de urechile astea, să stea motorul suspendat și să... Da. Cel mai corect, da. Poți să ridicați mașina, că aveți și baia jos și atunci poți să și lucrezi. Pui traversa aici, blochezi aici așa traversa cu ole și gata. Am nevoie de asta, să mă ajute cineva să pun mâna. Nu, aia se pune singur. Un singur băiat ca să pun. Da? Deci tu, dacă vii să iei asta, să spui că vrei în doi colegi, e cea mai mare rușine care există. Uite, da, nu. Zic, se pare că a trebuit doi oameni, nu? Da. Da? Mâine dimineață 10 flotările e trecut cu nasul în jos. Cu nasul în jos în stradă. Bă, da sau nu? Da sau nu? Bine. Ce reglezi aici, în polul singur. Mi-am eliberat gen ca să stau cu mâna și pe aici când îți fac la pompa de apă. Pompa de apă.
ține fix în urechea asta de aici, unde era prins alternatorul. Ceasul, băgat șurubul în spate, scos șurubul ăla și băgat șurubul până se oprește arborele, când e pistonul sus și după aia băgăm aia amândoi. Profesor, domnul Lev aici are să vă explice ceva. Imediat, da? Vezi că aș trimit cu ceasul comparator cu ăstea pe aici. Bă, teoria e primul lucru. Era vorba că el făcea din ceea ce a văzut. Nu că a citit. Și l-a ajutat. E important e să și înțeleagă de ce. Trebuie să înțeleagă mai mult decât a înlocui o piesă. Costi, nu ești un locuitor de piese, nu? Dar ce ești? Viitor mecanic. Viitor mecanic, da. Așa, văzut. Deci ce vrei să mi-ai dau... Stai puțin să dau garnitura asta jos și după vă explic. Ce vreți voi? Dar bun. Să zici tare ca să vedem dacă ai dreptate. Am pus ceasul comparator. Da. Și după ceasul comparator ne dăm seama unde e. Așa, cum ne dăm seama? Învârtim motorul. Da. Și ne uităm la ceas. Ok? Da. Se învârte. S-a oprit. S-a oprit. De ce s-a oprit? Pentru că pistonul a ajuns la explozie. Adică a ajuns sus. A ajuns sus. Ai greșit? Nu, când... Pistonul tău nu este sus acum, Dragoș. Asta, Alin. Pistonul urcă... Ascultă-mă un pic. Tu ce ai jos? Ai învârtit motorul până ai dus pistonul jos, fraier. Ce vrei tu să demonstrezi nu este. E pătos. E pătos, e jos. Tu ai o tijă care scade. Boss, stai. Învârte de el acum. Nu mai stă nicăieri, învârte și... Învârte și uite de acolo. Deci nu vei cum se mai mișcă deloc? Ha? Ok, și asta... Păi dai până îți ridică cu ceas comparator. Învârte și uite-te la asta. În primul rând la ăla, după aia te-ți la limba. Așa. Opa, vezi? L-a ridicat. Hai. Op, și acum e stat. Stă, da? Nu mai urcă numai cu doar. Corect. Deci fiți atenți. Când așa e stabil. Așa vreau să explic de aici. Aici explic eu. Se duce ușor. Bam! S-a oprit, da? Acum dacă îi mai dau încă puțin, dacă uitați la limbă, o să ia înapoi. Ok. Vedeți? Deci știi sigur că e zero. Deci acum pistonul este sus. Deci acum este pe zero, da? L-ai pus, ăsta e sus de tot, ăsta e zero, poziția zero. Da, un avocat și rup. Distribuția se calează cu pistonul de la zi. Pistonul de la 1 sus, în explozie. Da. Usă, da. Ține? Nu ține. Uite. Ați spus. Da, e normal că l-a blocat. Și l-a blocat, păi da. Asta am vrut să arăt acum, că l-a blocat. Nu e la față. Nu e la față, știu, dar dacă îl împing de aici, iese de acolo, dacă îl împing de acolo, iese de aici. Și mai deci de aia tot așa. Gen, se împinge. Da. Hai. Gata? Și chestia mă întrebea și Costi acum vreo 3, distribuții 3-4, că de ce îl slăbim pe ăsta. Și am zis că dacă nu l-aș slăbi, mi-ar rămâne de aici, pe pinion și până la arbore, o porțiune pe care eu n-am cum să o controlez. Adică dacă e larg de prima dată, rămâne larg. În momentul în care l-aș slăbi și pe ăsta, când dai drumul la întinzător, se mișcă de la arbore până la arbore, întinde lanțul complet. Și după le strângem că sunt întinse. Thank you.
stins lampa. Mamă, deci fix când... Sincronizări. Ai stins lumina. Și acum s-a întins căsetără, vezi? Uh-huh. Uite, dacă noi nu l-am fi slăbit pe ăsta, da. De aici până aici rămânea slab, când întindea decât de aici până în arbore. Și așa l-a întins cu tot. Da. Și acum urmează să strângem mai întâi pe ăsta, pe ăsta. Care mai întâi admisie după evacuare. Admisie 40 pe stânga, evacuare 50 pe dreapta. Scoatem cala de acolo. Ok. Verificăm dacă arborele e blocat, dacă lovește. E momentul ăsta blocat, da. Da, dar s-a dat drumul la întinzător, s-au făcut mai multe șmecherii, okay. Mai verificăm o dată. Scoatem asta, verificăm acolo, da. Scoatem șurubul, rotim de două ori, îi punem șurubul până se oprește și vedem dacă se potrivește capul. Ok. Da. S-a oprit Era șurubul? Oprit deja, da. Ok. Scoate-l pe ăla acum. Deci asta e pusă. Care e ultimul șurub care ține de la axă? Intră bine. Prima dată... Ultimul am zis. Ultimul șurub de la axă. Deci. De pe evacuare. Prima dată variator. Asta e bine. Acum după ce o scoatem pe asta, da. Mai trebuie să vedem câte 90 de grade. 90 la asta, 90 la asta. A, 90 de grade, da. După ce am verificat că în caz că nu era ok, să putem să le zdăbim. Dacă le tăiam și gradele, dar trebuie să folosim șuruburi noi în caz că nu e bine. Dar așa dacă ne-a dat doar gradele și doar cuplu 40 cu 50, n-ar fi o problemă să le desfacem și să le strângem din nou la același cuplu. Dar dacă le tăiam și 90 de grade și trebuie să le refolosim, puneam șuruburi noi. Adică trebuie să le restrângem. Pregătește teul de forță și unghiularul acela. Am pus un pic de silicon aici la îmbinarea dintre capac și chiloasă și între chiloasă și bloc. Merge și fără, dar se recomandă puțin silicon. Puntele sensibile cum. Da. Ta 50 de newton și 180 de grade angle mașină. Ceva, da. Dar la modelul ăsta ne ajută mult blocatorul acela din spate de la arbore. Că se oprește arborele în el, îl strângem pe ăla la cuplu și după aia strângem cât trebuie în șurubul ăla, că nu pățește nimic arborele. Oricum ar trebui să blochezi ori de folie, ori de volant, într-un fel, adică tot în arbore. Și așa, dar la cele care nu au șurub în spate e mai complicat. Că trebuie să-l apropii, să ții asta în un aparatul de ținut contra și să strâng și mână peste mână. E mai un pic mai complicat. Și asta de aici este cala de blocat arborele. Așa acționează ea. De asta a putut să învârtă și să se blocheze arborele în ea. E cu filet, se pune pe poziție și... Are strângere 30 de minute ca să țină, ca să nu rămână slabă. În timpul ei liber este un doc. E un bușon de baie. E fix bușon de baie? Am arătat eu de la Radeș. Aha, eu ăla de la Radeș. Da. Exact. 3. Ți-ai pregătit șurubul? Ți-ai pregătit tot? Nu. Păi, vezi că te-ai mai îndreapt? Ce este aici, mă? Iulica, tu m-ai sunat, dar nu puteam să răspund că puneam bă. Cine te-a sunat, mă? Îmi dai seama că știu cine te-a sunat. Fără bobine să-și tragă ulei. Da. Ha, bă, dă-i. Trebuie să fii atent în prima fază la accesorii. Să
fii atent în prima fază la accesorii. Știu, la accesorii, la pompă de apă. Știu cum se aude motorul, eu zic că pornește și merge bine. Ea are probleme și să meargă un pic bâlbâit. Că așa e venit, merge un pic. Deci s-a înțeles, nu o să meargă din cauza mea pe costul. Da, mă. Când ești gata... Băi, bani, băi! Băi, bani! Băi, vrem să ies cu vrei! Bun, cam ăsta a fost al 780-lea TSI de pe canal. Dar, de data asta, zi-mi o notă pentru Costi. E cu... Dar sincer, nu, trebuie să fie sincer. Calificative ca la școală sau... Nu, nu. 8,5. 8,5? Dacă există, da, 8,50. Da? Zi-ne ai... unde nu... La detalii, la chestii... La chestii importante. Nu, la chestii micuțe, la unde mai decât... Bă, tu unde focusezi? Cu zile 8,5. Așa, zi. La chestii micuțe, dar nu e fără. Adică... distribuția tot la fel, mașina la fel merge. Alege, cu... bag nota aia de 100 de lei, în cade șpaga. Nu, și cu chestiile micuțe făcute și cu ele nefăcute, mașina merge la fel de bine, că nu e vorba de cum s-a pus distribuția așa, acolo nu se pune problema, e 10 fără problema, dar la, nu știu, la capac, la, se, mai ales că era examen, putea să curiță un pic mai bine, deci acolo. La... Costi, ne interesează detaliile, știi asta? La unele chestii, dar e tot ok. Se strânse la cuplu totul, documentația e totul ok. Următoarea trebuie să fie de minim 9,5. Da, trebuie să urci. Și acum, la final, am vrea să scrieți voi, jos în comentarii, din ce ați văzut în clipul ăsta și să ne dați note pentru Alin și pentru Costi. Și ne vedem în episodul următor. Să sperăm nu cu un... Bă, nu trebuie să vă lăsați influențați. Nu cu un TSI. Sigur nu e un TSI în episodul următor. Pa, pa!